Expoziția Bucovina Expresivități Plastice Centenar a fost vernisată luni 26 noiembrie la Primăria Municipiului Suceava. Expoziția cuprinde 40 de compoziții realizate în tehnicile picturii și graficii. Mă bucură faptul și mai mult că iată începem aceste evenimente astăzi cu expoziția artiștilor plastici, Bucovina Expresivități Plastice la Centenar, organizată de România Artiștilor Plastici filiala Suceava, 40 de lucrări deosebite, înțeleg, care prezintă Bucovina în toată splendoarea ei, începând cu biserici, oameni, natura și așa mai departe. Mă bucur că avem acest prilej de să debutăm aceste evenimente care vor dura aici la Suceava perioada celor 3 zile. Expoziția a fost prezentată de artistul plastic Lucia Pușcașu și criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc. În cadrul expoziției au expus artiștii plastici Iulian Asimionesei, Ovidiu Buzec, Ioan Coțofan, Emilian Gavrilean, Viorica Ana Moruz, Nicolae Moroșan, Oana Ruxandra Hrișcă, Pușa Păslaru Ionescu, Mihai Pânzaru Pim, Lucia Pușcașu, Camelia Rusu Sadovei, Dumitru Rusu, Vasile Angel Siminiuc. Este o expoziție pe care am făcut-o din tot sufletul pentru cei 100 de ani de la Unirea Mare, pentru toți cei care au activat în domeniul artelor plastice în cei 100 de ani și aș vrea să dedic această expoziție la două nume mari ale filialei artiștilor plastici, care au fost și care au pus bazele acestei filiale, domnul Dimitrie Login, care a fondat cenaclul filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Suceava și care a avut mulți ucenici în sensul cel mai bun al cuvântului, pentru că au venit foarte mulți tineri în Suceava, pe care dumnealui i-au sprijinit, ca să ajungă la rândul lor nume cunoscute în țară și în străinătate. La vernisajul expoziției, primarul Ion Lungu i-a oferit artistului plastic Lucia Pușcașu diploma și medalia centenară, menționând că pe 28 noiembrie de ziua Bucovinei, caricaturistul Mihai Pânzaru Pim va primi titulatura de cetățean al centenarului. Mulțumesc pentru această inițiativă, iar această expoziție aici la Primăria Suceava. Și medalia centenară. Dați-mi voie să mă explic puțin. Vreau să vă spun că, sigur, noi apreciem artiștii plastici și iată că începem premierea aici pentru dumneavoastră. Am mai premiat o serie de artiștii plastici pe data de 27 octombrie, o mai premiat și continuare și vreau să vă spun că în acești cetățeni centenarului, cei 28, plecând de la ideea că e data de 28-28 de cetățeni centenarului, am prins și o reprezentată al artiștilor plastici. Sigur că, totdeauna, lucrurile niciodată sunt perfecte. Eu m-am confruntat cu oameni de specialitate, cu universitari, cu personalități, cu oameni din cultură. Din rândul artiștilor plastici a reușit că cel care ar trebui nominalizat este domnul Mihai Pânzaru Pim, pentru faptul că dumnealui a promovat foarte mult Bucovina și în afara granițelor Bucovinii. Este un nume care este cunoscut în țară și nu numai peste hotare și îl să-l apreciem ca atare și o să-l premiem în ziua de miercuri. Proiectul este inițiat de Asociația Artă și Umanitate și a fost realizat prin sprijinul Consiliului Județean Suceava al Asociației Artă și Umanitate și prin colaborarea cu Primăria Municipiului Suceava și filiala Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România.